Și am ajuns și la Prater, la celebrul far de distracție. Acum, nu știu, că noi nu o să-l dăm niciun ride de genul ăsta. Și am înțeles că e posibil să fie o taxă de intrare, pe care nu știu dacă o să o achităm, mai ales că nu ne dăm nimic. Poate în roata asta, că am văzut că merge foarte încet și presupun că e genul London Eye sau ceva de genul. Măcar ploaia s-a transformat în soare, tot e ceva bine. Dar nu știu să intrăm la Prater, se pare că dacă nu te dai nimic, nu te costă ceva ca să poți să vezi raidurile pe aici. Dar văd că în afară de roată nu sunt aprinse raidurile alea mai mari, cum ar fi Praștia. Roata e fix aici lângă noi. Acum e oprită. Hai să intrăm mai aproape. Da? Hai să luăm un vin fiert. Glühwein, 4,50 €. Cam așa e peste tot pe aici. Nu știu dacă vede, dar ninge chiar bine acum. Să tragem un cadru de aici cu roata. Se vede foarte mare de aici, de unde suntem noi. E impozant. Dar nu știu, mai erau alte atracții la care nu știu cum să ajung. Ca să te dai cu roata asta te costă 12 €. Și în rest, nu știu, ai acces doar la târgul de aici. N-au verificat certificatul COVID ca să ne lasă să intrăm aici. Cam la bec să surprindem nisoarea. Feliz Navidad pe nisoare și ne plimbăm printre raidurile de la Prater de aici. Aici e un ring de mașinuțe, cum sunt și pe la noi foarte multe. Și uite, la acele raiduri de departe vreau să ajung, dar nu sunt toate aprinse, poate nu merg acum sau nu știu exact când merg. Eu știu că aseară le vedeam aprinse pe toate, sau mult mai multe decât acum oricum. Cele trei înalte erau aprinse. Vem pe Jason Derulo, care acompaniază caracatița asta, care merge cu ceva de viteză. Foarte multe sunt închise acum, dar pe aceasta am găsit-o deschisă. Ah, se poate și mai sus, și mai repede. Da? Aici avem un trenuleț, pare ceva mai pentru copii. Der Zug des Maniu.
Da, probabil că te duce pe sus pe acolo, dar totuși e cam pentru copii. Noroc. Și am văzut un turnuleț care era și mai tare. Mai tare, da. Caracatița sfidează orice regulă. Patru ore de persoane care se învârtă în roata. Se cheamă Magischer Rotor. Rotorul magic probabil că se învârte. Dacă e cineva care se ia la... Avem pe cineva care se antrenează la bila de box. Și prin România sunt multe bile de-astea și mai ales pe la Mamaia pe acolo. Și un trenuleț al groazei aici. Da, păcat. Poate din cauza că e Crăciunul, sunt foarte multe închise. Poate să mai trecem mâine seară pe aici să vedem dacă se schimbă ceva. O să vedem ce frumos ninge dacă se vede la lumină. Și rotorul magic. Și lângă rotorul magic este un turn mult mai înalt. Deci nu reușesc să ajung în vârful lui, care ieri l-am văzut aprins, astăzi nu lucrează. V-a plăcut acest vlog? Hai cu noi și în alte călătorii. Nu uitați să vă abonați, să activați și clopoțelul de notificări. Mulțumim!